Spania trece Bucureștiul pe lista roșie din cauza ratei de infectare din capitală, dar și județul Ilfov. Restul României rămâne în continuare pe lista verde, dar o mare parte din zborurile către Spania decolează din Otopeni. Ce înseamnă asta pentru pasagerii români, ne spune acum Felix Damian, corespondent al FNews. Bine te-am găsit, Felix. Ce au decis autoritățile spaniole și care sunt noutățile exact? Monica, se pare că Spania vrea un control sanitar mai strict pentru cei care ajung de la București și din cauza creșterii, și asta se întâmplă din cauza creșterii numărului de cazuri COVID-19. Pasagerii care vin din București și din Ilfov trebuie să prezinte la îmbarcarea spre Spania certificatul digital european care confirmă vaccinarea completă, recuperarea post-COVID sau testarea PCR cu rezultat negativ și trebuie să completeze pe lângă asta un formular electronic. Copiii sub 12 ani nu trebuie să prezinte certificate sanitare. Restul României rămâne pe lista verde a Spaniei și călătorii trebuie să completeze doar formularul cu date sanitare. Și cu o informație importantă, cei care nu sunt vaccinați și merg în insulele Canare, indiferent de locul de plecare, trebuie să prezinte la sosirea la hotel un test PCR sau de antigen, excepție făcând doar copiii sub 6 ani. Felix, în ce condiții se poate călători din Spania către România? Deplasarea către România este mult mai strictă din punct de vedere sanitar, deși Spania prezintă o scădere constantă a numărului de cazuri, fiind aproape de 260 de cazuri la 100.000 de locuitori. Guvernul României continuă să impună carantina pentru cei care nu pot dovedi că au fost vaccinați, vindecați sau testați pentru COVID-19. Spre deosebire de spanioli, autoritățile de la noi nu acceptă decât testul PCR, în timp ce testul de antigen este mult mai ieftin. Excepție de la aceste cerințe la sosirea în România fac minorii sub restul până la 16 ani trebuie să prezinte un test PCR negativ dacă vor să scape de carantină. Felix, ce planuri are guvernul din Spania pentru controlarea pandemiei? Știm că țara ocupă loc fruntaș în ceea ce privește imunizarea, spre deosebire de România, care știm că este pe ultimul loc în clasamentul european. Aici se discută deja de vaccinarea copiilor sub 12 ani și se așteaptă rezultatele testărilor clinice făcute de multe companii producătoare de vaccinuri și se dezbate intens pe lângă asta despre a treia doză de vaccin, dacă este necesară sau nu. Spania a reușit până acum să vaccineze destul de alert și se apropie de 70% dintre adulți vaccinați și rezultatul se observă printr-o scădere abruptă a cazurilor, în ciuda faptului că restricțiile au fost relaxate aproape total vara aceasta ca să ofere turiștilor ocazia de a se bucura de vacanță, dar și firmelor din turism ca să-și poată recupera din pierderi. Spania are avantajul că nu are o tradiție antivaccin puternică și majoritatea localnicilor de aici au încredere în serurile aflate acum pe piață pentru imunizarea împotriva SARS-CoV-2.